Ancheta parchetului general cu privire la incidentele din 10 august a declanșat primele schimbări la vârful instituțiilor vizate de procurori. Comisarul șef Mihai Dan Chirică, unul dintre cei care a coordonat intervenția din timpul protestului, a fost schimbat din funcția de secretar de stat responsabil pentru relația cu prefecții. Țin să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am realizat împreună pentru bunul mers al administrației publice. Au fost momente grele și delicate pe care le-am trecut împreună. Acum, la final de mandat pe această funcție, doresc să vă urez succes în activitate și nu în ultimul rând multă putere de muncă. Servim patria. Și-a încheiat mesajul către prefecți comisarul Mihai Dan Chirică. Acesta va rămâne totuși secretar de stat, dar va fi responsabil cu relațiile internaționale și relația cu Parlamentul. Cea care a semnat ordinul de mutare a fost Carmen Dan, ministrul de interne. Alt responsabil ce ar urma să fie schimbat din funcție este maiorul Laurențiu Cazan. Primarul capitalei Gabriela Firea a propus ca directorul general al Direcției Generale de Jandarmi București să fie transferat ca simplu membru la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a municipiului București. Posibila mutare a maiorului va fi discutată în ședința de mâine a Consiliului General al municipiului București. Mihai Dan Chirică și maiorul Laurențiu Cazan sunt anchetați în calitate de suspecți în dosarul violențelor. Alături de ei mai sunt anchetați prim adjunctul jandarmeriei colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și șeful jandarmeriei Cătălin Sindile. Cei patru sunt acuzați de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals în declarații.